Declarație controversată a președintelui rus. Vladimir Putin s-a adresat soldaților ucraineni să întoarcă armele împotriva conducerii de la Kiev, pe care a catalogat-o drept o gașcă de drogați neonaziști. Putin neagă că ar fi lansat lovituri asupra structurilor civile în Ucraina. Mă adresez din nou forțelor armate ale Ucrainei. Nu le permiteți neonaziștilor și banderoviștilor să vă folosească copiii, soțiile și bătrânii în calitate de scut viu. Luați puterea în mâinile voastre. Cu voi se pare că va fi mai ușor să ne înțelegem decât cu această gloată de drogați și neonaziști care s-au instalat la Kiev și au luat în prizonierat poporul ucrainean.